În Evanghelia lui Matei 25, 31 cu 46, spune că Domnul a pus oile de-a dreapta sa, iar caprele de-a stânga. Dar Dumnezeu nu este părtinitor și nu poate împărți. El își iubește creația cu totul, indiferent cum sunt ei. Nu poate să spună că unii vezi moșteni împărăția, iar ceilalți nu. Unii sunt drepți și ceilalți nu. A ridicat pe unii mai sus și pe alții a coborât și ne-a divizat. Omul lui Dumnezeu nu împarte. Cel care spune că numai așa sunt lucrurile nu are dreptate. Și dacă nu mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și flămând, străin și gol și nu m-ați îmbrăcat și în temniță am fost și nu ați venit. Împărția aceasta înseamnă și ceva mai bun decât altceva, ceva mai adevărat decât altceva și nu se poate, toate sunt egale. Tot divinul este acolo și în temniță, și în omul înfometat, și în omul gol, și în omul însetat, și încercările lui sunt tot de la Dumnezeu. Este tot Dumnezeu care joacă acel rol și nu poate fi împărțit. Toată înțelepciunea lumii este polarizată. Trebuie să învățăm să acceptăm și plus și minus ca fiind tot el. Când spunem că numai așa este bine, nu e adevărat, e și invers. Afel Dumnezeu se duce în poziție opusă, pe loc. Împărțirea asta în bine și rău este diabolizare. Polarizarea înseamnă ceva mai sus, este închinare la diavol. Normal trebuia să spună, este în temniță, în temniță, dar este și în afară. Atunci suntem în divin. Când afirmăm opusele deodată, trebuie să ne ferim de polarizare că va aduce inversul și Dumnezeu ne va lovi cu ceea ce am respins. Cel care împarte și spune ori, ori, nu are dreptate, Dumnezeu nu împarte, El este și și. Când înțelegem că El este în toate pozițiile, nu mai putem să luptăm că nu mai avem cu cine. Oamenii vorbesc despre iubire, dar zic ori, ori. Deci nu iubesc. Ca să iubească ar trebui să zică și și. Și asta e valabil, dar și asta. Dar cei care vorbesc despre iubire și sunt polarizați, de fapt nu iubesc. Când îi spun nu sunt de acord, sunt poziționați și idolati. Absolutizează o parte și o desconsideră pe cea opusă. Iar afirmația polarizată va chema necazurile asupra lor. Și atunci se blestemă singur. Polarizarea este autoblestem. Nu poți spune acolo da, acolo nu. Așa trebuie să spună omul Dumnezeu, și acolo, și acolo. Dacă spunem numai acolo este, greșim. Pentru că excludem poziția inversă. El este peste tot. Nu are cum să fie numai într-o parte. Că îi negăm existența și omnipotența. Când suntem polarizați, începem să luptăm pentru adevărul nostru. Iar dacă spui că este și în plus și în minus, atunci nu mai e cu cine să lupți. Și nu mai este nevoie de ritual, de biserică, de religii, de stăpânitor ai lumii, de iluminați, de războaie, de rachete. Toate vin din împărțire, din polarizare, din așa da, așa nu. Oamenii se omoară pentru că ei se văd separați. Când credem că l-am prins cu o afirmație polarizată, de fapt l-am pierdut pe loc. Problema este în limbaj. Dacă de fiecare dată afirmăm existența și lui plus și lui minus, atunci afirmăm că Dumnezeu este peste tot. Și nemai fiind poziționați pe o parte, nu mai poate să vină inversul să ne lovească. Pentru că inversul, dacă suntem polarizați, trebuie să vină să ne lovească, ca să ne ducă în echilibru, în neutralitate. Și lucrul ăsta se poate numai dacă spunem imediat că este și opusul valabil. Atunci facem o fotografie și îl luăm de mână pe Dumnezeu. Este foarte important să luăm de mână. Și atunci nu se mai poate duce, nu mai poate fugi în extreme. Oricând zicem că numai așa, ne polarizăm și intrăm în luptă cu El. Dacă nu mai suntem extremiști, nu mai există luptă. Și dispare, în clipa respectivă, dispare biserica, bolile, preoții, stăpânitorii, suferința din lume, rachetele. Nu este numai în cel care este întemnițat, ci este și în cel care nu este.
nu este numai în cerșetor și în cel care nu este. Nu este numai în cel bolnav, ci și în cel care nu este. Nu este numai în cel sărac, ci este și în bogat. Sunt roluri pe care El le joacă. Dumnezeu nu poate fi mai mult în ceva decât în altceva. Voi toți sunteți sfinți, voi toți sunteți fiii mei. El pătrunde totul și se manifestă prin orice și oricine. Suntem în lumea Lui, oaspeți în lumea Lui. Cel care este sărac sau bolnav sau în temniță, Dumnezeu a mers acolo în temniță. Cel care este bogat și are de toate, Dumnezeu s-a dus acolo. Sunt lecții pe care El le ia și le joacă, sunt roluri ale Lui. Nu poți să spui că este mai mult în sărac decât în bogat și invers. Oamenii nu trebuie să scoatem din locul unde i-a pus Dumnezeu, pentru că în situația respectivă chiar Dumnezeu joacă acel rol ca să purifice sufletul lor. Numai El poate să scoată din acele lecții dacă crede de cuvință. Orice am face noi din afară, oricâte am ajuta, ei se vor duce tot înapoi în lecția lor. Nu putem să luăm și să ducem lecțiile lor. Această împărțire, așa da, așa nu, duce la ideea de salvator. Să-L salvăm pe Dumnezeu cerșetor sau din temniță. Când El trebuie să fie cerșetor ca să purifice acea personalitate. Nu e nevoie să-L salvăm pe Dumnezeu de niciunde. Nu poate fi salvat soarele de iubire din nimeni. Acolo soarele de iubire joacă un rol de om rău, bețiv, trădător, mincinos. Când faci ce nu îți place, nici să mănânci mai mult nu-ți mai vine. Asta e pofta. Înfrângea comodității tale pofta de mâncare și de a adăuga mai mult bine din exterior. Când îți vine să dormi, te ridici și faci ceva. Când faci tot timpul treabă, nu-ți mai este foame. Experimentăm. Așa scad poftele. Prin mai muncă. Cel care dă din puținul lui cu drag, acela dă cu folos pentru sufletul lui și pentru sufletul celuilalt. Cel care face un sacrificiu din puținul lui simte bucurie, pentru că pierde euul. Și asta este cea mai mare bucurie pentru el. Și în același timp se desprinde de materie pentru că dă semn că materia nu este primordială pentru el. Când dă eu, vine Dumnezeu la el. Fără sacrificiu de eu, nu are loc unde să vină. Deci cea mai mare bucurie este jertfa binelui nostru. Când te trezești dimineața, când ai mai sta și nu stai. Când ești obosit și ai vrea să stai jos și nu stai. Când ai mânca mâncarea care îți place foarte mult și nu o mănânci. Atunci îl pui pe Dumnezeu mai sus. Acesta este actul de credință. Aici are loc închinarea la Dumnezeu și nu la lume. Când refuzi și respingi fericirile acestei lumi. Când nu le duci până la capăt. Noi nu știm că greu ne dă o mare bucurie pentru suflet. Pentru că mereu alegem ușorul, plăcutul și mergem până la capătul lor. Când ne sacrificăm binele, noi ne jertfim pentru Dumnezeu. Aceasta este credința, sacrificiu binelui nostru. Când îți este greu să faci ceva, îl faci. Ce este greu, faci. Când nu ai nici pentru tine și poți să dai, este o jertfă pentru Dumnezeu. Și ce bucurie mare ai după aceea. Orice greutate te vitalizează și te unește cu Dumnezeu. În armată nu ne spălam și ne-au dus cu soldații în spate la spălat. Zăboveam în pat și era plăcut. Și după ce ne-au obligat să ne spălăm cu apă rece, am avut cu toți o stare de fericire. Ne-am eliberat de lene. Sau dimineața ne trezea la 5. La început era greu, dar învingând greul, venea fericirea. Fericirea vine numai când învingi greutățile vieții. Când faci ceea ce nu-ți place, acolo, atunci, vine cea mai mare fericire posibilă. Înfrânge go-ul, scaze go-ul și întărești sufletul. Noi ne bucurăm numai atunci când ne-am învins comoditățile. Sau eu nu mă băteam pe mâncare și nu mâncam. Și a constatat că era mai fericit decât cei care mâncau.
Pe plăcerile gustului se pierde energie. Cred că trebuie mâncată o mâncare care nu e prea gustoasă, mai vegetală, care nu satură și puțin. Puținul te ridică, tot ce este mult te coboară, pentru că ți-a viața. Să mănânci puțin, să nu mănânci ca să te saturi. Atunci nu se pierde energie pe plăcerea gustului. Dar începi cu acele greutăți care nu sunt așa de mari. Le învingi pe acestea mici și atunci vei ajunge să le învingi și pe cele mari. Oamenii și toate învățăturile lumii fixează binele, dar este pe dos. Trebuie să pierzi binele ca să câștigi fericirea Domnului, să fii cu Dumnezeu. Și asta nu concep. Nu poți să îi spui cuiva sau un public să nu-ți vrei binele, că acest lucru este cea mai mare fericire pe pământ, să te înfrângi pe tine. Nimeni nu poate să accepte, pentru că toată lumea își caută mai mare bine pentru sine. Deci caută moartea și iadul. În acest bine intră comoditatea, multul, gustul, plăcerea peste nevoie. Tot ce este exagerat. Nimeni nu pune înfrângerea de sine pe primul plan. Toată lumea pune plăcerea pe primul plan. Ei vorbesc cum să ajungi să ai cât mai mult bine pentru tine, cât mai multă fericire. Nimeni nu spune să nu le vrei. Că dacă nu le vrei, aceea este cea mai mare fericire. Când le pierzi, atunci înseamnă să-L vrei pe Dumnezeu. Când nu mai vrei lumea, atunci îl vrei pe El. Să te ridici când îți este cel mai bine este Dumnezeu. Cine te crede? Nimeni. Dă-mi, Doamne, greutăți cât de mari poți, dar nu mai mari decât poți să duc. De la El vin toate. Știam asta înainte de a mă naște. Și dacă nu ne vin din față, le alegem noi. Instinctiv. Pentru că sufletul corectează ego-ul când depășește o anumită limită. Sufletul este puterea supremă din noi. Dacă nu alegem ușor și plăcutul, nu avem ce să pierdem. Sau să fim scăzuți prin necazuri și boli. Este perfect logic. Să alegem greul benevol. Așa slăbește ego-ul. Când îl alegem benevol. Ce este mai greu? Ce este extrem de greu sau foarte greu să facem? Și începem cu ce ne este mai puțin greu până ne va fi mai ușor să facem și greul cel mare. Spre exemplu, observăm că ne este mai ușor să ne ridicăm din lene dimineața decât să rezistăm în fața unei prăjituri. Atunci alegem și facem greul pe care îl putem face și cu încetul vom putea să-l facem și pe cel mai mare greu. Înaintăm cu pași mici. Și când învinți, scade ego-ul. Și nu mai vine cazul care să-l scadă. Așa ne putem face viața frumoasă. Și cu fiecare înfrângere a ego-ului nostru și reușită, noi devenim mai puternici în suflet, în iubire. Și vom avea o fericire mai mare. Fericirea înseamnă, de fapt, înfrângerea ego-ului. Când nu vrei fericirea lumii, atunci vrei fericirea cerului. Ne înfrângem comoditățile și atunci nu mai trebuie să vină necazuri și pierderi. Binele va atrage suferință și pierderi și boli întotdeauna. Este cel mai periculos lucru pe lume. Absolutizarea binelui înseamnă idolatrie și este foarte periculos pentru că ne și omoară. Fericirile peste nevoie ne omoară. Prăjitura nu este rea în sine, devine rea dacă o mâncăm toată. Atunci dăm semn că materia este pe primul plan pentru noi. Sufletul se întărește când spunem nu la comodități. Ni se dă prăjitura ca să verificăm dacă avem puterea să mâncăm doar puțin ca să transformăm materia în suflet. Doar lăcomia ne face rău. Altfel, nimic nu este rău decât dorința de mai mult. Totul este necesar pentru viață, numai să nu exagerăm, să nu cădem în extreme. Ce nu ne convine este tot numai Dumnezeu. Începem cu ceva mai puțin greu și încetul cu încetul
nu ni se va mai părea greu. Ce spunem că nu e bine, este tot El. Ce respingem, este tot El. Practic, nu se poate respinge nimic. Nu se poate respinge nimic. Este El în orice. Nu respingem, dar putem alege. Și în bogat, și în bețiv, în tot. Ceea ce respingem, întărim. Alegem greu, îl alegem pe Dumnezeu și cerul. El vine întotdeauna pe invers. Tot ce nu ne convine este El. Numai greul scade, numai greul scade egoul. Când ne pierdem binele, în golul acela vine Dumnezeu. Și atunci nu mai este nevoie de suferințe. Cât de mare este binele pe care îl avem, atât de mare va fi suferința noastră și bolile vor fi dificil de dus. Asta este fericirea, nu comodități și nu ușor. Greul scade ego și vine Dumnezeu. Și prezența Lui este cea mai mare bucurie. Culmea este, pierzi binele, dar câștigi suflet, binele pentru corp. Este cea mai mare bucurie pentru suflet. Sacrifici binele corpului dacă știi suflet. Altfel nu putem fi fericiți. Suntem fericiți cu sufletul numai când corpul pierde binele. Când faci ceea ce este greu, câștigi suflet, energie vitală. Oamenii se înceapă cu un greu mai ușor de făcut, cu pași mici și vor înaintea cu fiecare pas. Să aibă înțelegere și răbdare și mereu în toate situațiile de viață să se împotrivească mai mult binelui propriu și să nu fim drastici, radicali. Dacă nu încep, nu au cum să vadă cât de mare este bucuria sufletului atunci când ne înfrângem pe noi. Să vadă acolo unde le este ușor și să-și cedeze binele. Numai când pierdem ego, vom fi fericiți cu adevărat. Dai eu și ei putere, real. Confortul și ușorul ne ia viața. Deci să practicăm. Și atunci nu vom mai avea nevoie de cafea pe post de energizant. Munca, greutățile și înfrângerea binelui propriu este cel mai bun energizant. Luăm o mașină frumoasă, dar dacă tot timpul am ales fericirile, mașina ne aduce necazuri și boli. Aici este secretul. Să alegi greu de dimineața până seara, dar să mai și stai puțin. Dacă cantitatea de restrângeri este mai mare, noi nu am mai putea să alegem binele peste nevoie. Fericirile acestei lumi. Le alegem pentru că restrângerea este puțină. Orice este comod ne poate face rău și ne poate omorâ. Dacă ne înfrânăm în toate, noi câștigăm suflet, viață, sănătate, fericire. Pentru suflet. Înfrângerea de sine ne dă viață și sănătate și ani la viață. Nu fericirile materiale, acestea ne omoară continuu. Cu cât înfrânarea e mai mare, cu atât bucuria sufletului este mai mare. Și mai este important să nu ai ca scop ceva din lumea aceasta. Să spui, pentru Tine, Doamne, urc scările, pentru Tine mă ridic din pat, când mi-este somnul mai dulce, pentru Tine, Doamne, renunț la cafea sau la ce se poate mai ușor, pentru Tine renunț la tot ce este mai bun și mai plăcut pentru mine, pentru Tine, Doamne, toate. Cu atât sufletul este mai puternic și viața noastră mai frumoasă. Cea mai mare fericire este atunci când nu ai mai mult decât îți trebuie. Să nu depășim necesitatea este cea mai mare fericire pe pământ. Nu să ai bogății, ci să nu ai. Este pe dos decât ne îndeamnă toți. Pentru Tine, Doamne, toate. Pentru Tine, Doamne, Dumnezeu meu, toate. Pentru Tine, Doamne, Dumnezeu meu, toate. Pentru Tine, toate. Toate înfrângerile mele, ți le dăruiesc. Și ce faci? Mergi pe jos, te trezești mai de dimineață, te speli cu apă mai rece, urci scările. Alegi greu. Când te înfrângi mai mult pe tine însuți, atunci vin tainele și înțelegerea că Dumnezeu este peste tot.
Cred că binele nu ne dă voie să înțelegem, ne pune văl pe față. Când ne restrângem, se ridică acest văl de pe ochi. Este un fel de trezire dintr-un somn adânc. Greutățile vieții întăresc energia divină care hrănește sufletul. Este la fel ca și cu prăjitura. Când nu o mănânci până la capăt, când reții acea energie, atunci vin tainele. Munca de jertfă de sine trebuie să fie continuă ca să avem rezultate. Altfel nu avem rezultate și vom cădea în comodități, în ușor și plăcut. Ne așteaptă la spate să ne înghită. Când am dezbătut Biblia, am sărit peste sute de capitole de reguli. Nu le-am citit, mii de reguli. Nu le pune Dumnezeu, omul le pune. El are una și bună, idolatria. Cât mai multe reguli, cât mai multe ură și condiționări. Și cei care le pun și le apără capătă autoritate. Fără reguli, ei nu au puterea asupra noastră. Puterea lor sunt regulile care ni le-au dat. Altfel, ei nu există. Sunt hoți de divinitate. Ne iau viața și bucuria vieții. Îi zic, nu vă uitați la Dumnezeu, uitați-vă la noi. Noi v-am dat regulile. Și ne-au dat reguli și i-am pus mai sus. Și ne-au luat puterea divină, care acum se duce spre ei. Când de fapt Dumnezeu a zis, nicio regulă mai sus, că vă închinați la materie. Tocmai ei sunt diavolizați, că sunt intoleranți, cei care pun mai sus regulile. Și atunci atrag necazuri asupra lor, ca să-i ducă în echilibru, în îngăduință. Ne-au dat reguli, ne-au dat suferință. Cucerirea lui Dumnezeu este individuală. Puterea conducătorilor stă în religie. Și apoi ne luăm unii după alții. Și rău dacă ni se vorbește sau vorbim noi, tot el vorbește. Dacă cineva ne critică, el ne critică. Dacă cineva ne înjură, el ne înjură. Salvatorul a dus modelul că Dumnezeu e numai bun. Și așa ne-a făcut intoleranți, chiar cu Dumnezeu și judecătorii lui, adică diavol. Satan înseamnă judecător al lui Dumnezeu. Dar și atunci este el. Deci este și când nu știm că este el în toate. Deci el acționează și când știm că e peste tot și când nu știm. El reprezintă orice acțiune bună sau rea a noastră sau a celorlalți. De aceea nu există nimic de comentat, nicio supărare. Dar dacă ne supărăm că nu știm asta, și atunci nu contează. Totul este indiferent la ce direcție luăm. Că înțelegem sau nu, este bine oricum. Că suferim sau nu, nu contează, pentru că este direcția pe care el o ia. Întotdeauna prin noi, asupra celorlalți și prin ceilalți asupra noastră. Este jocul lui, este lumea lui, este viața lui. El ia diferite roluri și le joacă pe toate și diferite măști. Este el care suferă sau vrea să nu sufere. Nu există nimic de analizat. Sau este totul de discutat. Mereu să afirmăm și plus și minus imediat, unul după altul. Atunci suntem în echilibru. Dar și echilibru va aduce dezechilibru. Așa că nu contează ce se întâmplă. Totul se balansează. Când se duce într-o parte, va vrea în partea opusă. Și tot așa la infinit. Nu este nimic definitiv sau stabil. Nu putem zice numai așa este. Când spunem așa va fi, este invers. Nu ne putem stabiliza pe nimic. Nu există un echilibru absolut. Noi doar curgem și oscilăm. Oscilația este lucrul cel mai important pe lume, este relativitatea. Lucrul cel mai fix în viața aceasta este relativitatea, oscilația. Nu există ceva mai bun decât altceva, toate sunt egale, opusele sunt egale în fiecare clipă. Când credem că suntem stabili, pierdem stabilitatea. Nu e nimic definitiv, totul este fluid ca apa. Trec unele în altele, continuu. Când vrei să fixezi ceva, îl pierzi. Fuge din mâna ta. Zici, l-am prins și de fapt l-am pierdut. Mai bine nu zicea nimic. Dumnezeu se mișcă mereu pe poziție opusă. Când zicem așa este, de fapt nu este așa, s-a schimbat deja. Cel mai sigur lucru în lume este această relativitate, această oscilație continuă. Oscilația este regula.
Când credem că l-am prins, de fapt l-am pierdut. Universul este un pendul sau ca o inimă care pulsează. Cel mai sigur lucru este faptul că lucrurile se schimbă continuu și trec unele în altele. Noi funcționăm, de fapt, în lumea asta pe efecte, ca eu. Eu este un limbaj construit din generalități. Școala iubirii încearcă să exprime cauze, adică să lucreze cu ansambluri mari. Școala iubirii distruge lumea efectelor și ne unește cu divinul. Dar aici descoperim relativitatea. Dar parcă rămânem suspendați în aer. Când o să ajungem să distrugem discursul pe efecte, vom rămâne suspendați în paradoxuri. Dar se poate ca după aceea să ne arunce înapoi în efecte din nou. Vom vedea. Pentru că lumea cauzelor destramă această realitate și el poate să zică că ce faceți acum cu lumea mea? Este lumea mea. Dar să ajungem noi acolo. Cred că vom deveni niște oameni foarte simpli și firești, banal. Ne vom duce tot în jos și vom fi fericiți neavând mai nimic. Dar mi-e teamă că dacă vrem să rămânem acolo, ne va arunca din nou înapoi. Oricum este pasionant. Școala aceasta este vie și extrem de vibrantă. Nu este nimic la fel. Lucrurile se mișcă continuu. Se transformă continuu. Cercetăm. Cercetași. Până acum am lucrat cu un om generic. Acum, pentru că omul este făcut din ego și din suflet și cele două entități sunt diferite și opuse și au acțiuni separate, vom fi nevoiți să analizăm fiecare din cuvintele uzuale, cum le tratează unul și cum le tratează celălalt. Vom vedea ce va fi. Dar trebuie mereu să înțelegem că în momentul în care spunem și exprimăm o poziționare, o polarizare, inversul este valabil chiar în clipa respectivă. De aceea, ca să fim în divin, trebuie să luăm ambele poziții deodată, și plus și minus. Să nu zicem niciodată că numai așa sunt lucrurile, pentru că nu există. Dumnezeu este starea aceasta de echilibru. Atunci îi facem o fotografie și rămâne pe loc. Deci lucrul cel mai periculos în lume este să fii poziționat pe o parte, polarizat. Polarizarea aduce întotdeauna suferință. Și Dumnezeu va trebui să vină pe invers. Lucrul pe care noi l-am absurdizat va trebui să fie distrus. Și ne-a spus de atâta ori, nu puneți nimic mai sus decât mine, pentru că vi-l distrug. Eu sunt singurul Dumnezeu și nu există alt mântuitor în afară de mine. Și noi tocmai asta facem mereu, punem ceva mai sus. Fiecare situație de viață este și bună și rea în același timp. Dacă am exprimat lucrurile în modul acesta, nu am mai putea să fim atacați și nu am mai putea să atacăm, pentru că unirea opuselor înseamnă prezența lui Dumnezeu și iubirea. Atâta timp cât zicem că numai așa sunt lucrurile, atunci vom fi loviți de divin din față ca să ne distrugă idolii. Credința în Salvator este credința în principii unice, în idol. Este idolatrie. Și să avem toată siguranța că Dumnezeu o va distruge, pentru că nimic din lumea aceasta nu poate fi pus pe primul plan. Când nu pui lumea pe primul plan, atunci îl pui pe Dumnezeu mai presus de toate și te închini Lui. Și numai atunci. Și asta înseamnă să te îndrepți tot timpul spre modestie, simplitate și smerenie. Cel care le are pe acestea, îl are pe Dumnezeu deasupra și se închină la El. Dar cel care absolutizează binele, îl pierde. În fiecare clipă, Dumnezeu este și așa și invers. Opusele sunt întotdeauna adevărate, sunt chiar prezența Lui. Spre exemplu, legat de dăruire și egoul respinge din zgârcenie și sufletul respinge un ajutor să ajute pe celălalt, pentru că știe că ar ajuta egoul și l-ar întări. Și atunci ar face rău omul acela și nu-l ajută. Deși unul și altul pot să respingă. Dacă egoul dăruiește, el dăruiește pentru imagine de sine, ca să primească laudă, apreciere, recunoștință, să se fălească. Și atunci dăruirea aceea îi face rău, pentru că îi întărește orgoliu și lui și celuilalt.
de la ego pentru ego. Sufletul nu dăruiește decât celui care nu cere, ci simte că are nevoie. Egoul dăruiește întotdeauna celui care cere, pentru că dă din surplusul lui și este indiferent. Sufletul nu dă niciodată celui care cere, pentru că cere cu un ego. Numai egoul cere, sufletul nu cere nimic niciodată. Omul lui Dumnezeu nu cere nimic, nu are nevoie să fie ajutat, el doar se înfrânează continuu, pentru că știe că numai așa se apropie de Dumnezeu și se unește cu el prin sacrificiul lui de sine. Sufletul sacrifică întotdeauna egoul, deci pe diavol. Este crud și nemilos cu diavolul din noi. Este autoritatea supremă, puterea cea mare a universului din noi. Când egoul depășește o anumită limită, îl sancționează dur, fără avertismente. Egoul întotdeauna vrea moartea noastră și nu știe ce să facă ca să ne facă cât mai mult rău. El se hrănește cu durere, dar sufletul din noi, puterea divină din noi, îl sancționează când depășește o anumită limită a necesității. Viața noastră va intra în normal atunci când ne retragem în atât cât avem nevoie și nu mai mult. Posesiile peste nevoie înseamnă ego și suferință și iadul. În nu mai mult decât avem nevoie, suntem apărați, suntem cu Dumnezeu și acolo este cea mai mare fericire posibilă. Cea mai mare fericire este când nu ai mai mult decât ai nevoie. Pentru că nu mai ai ce să aperi, nu are ce să plece de la tine și nu ai ce să pierzi. În puțin este cea mai mare fericire posibilă. Posesiile sunt greutăți la oricare și nu te vor lăsa să urci și să treci de fluviu de gânduri, în niciun chip. Noi ne unim cu Dumnezeu numai în sacrificiu egoului nostru, în puțin, în modestie, siplitate și smerenie. Acolo este Dumnezeu. Omul care se duce spre mai mult bine pentru el, nu-l iubește pe Dumnezeu, ci îl urăște, punând materia pe primul plan. Și din cauza asta vor veni peste el nefericirile și necazurile și durerile și bolile, ca să-l aducă înapoi în suflet, în divin, în puțin. Puținul este prezența lui Dumnezeu. Tot ce este mai mult decât avem nevoie este închinare la satana, închinare la diavol. Lepădarea de satana înseamnă împuținare continuă. În toate aspectele vieții să ne restrângem, să ne abținem, să ne reținem, să mâncăm mai puțin, să nu dorim mai mult, să nu vrem să avem dreptate, să nu vrem să luptăm pentru adevărul nostru, să fim de acord cu toate părerile, să ne lăsăm folosiți, să le dăm întâietate întotdeauna celorlalți, să nu știm ce să facem ca lor să le fie mai bine, nu nouă. Împotrivirea la binele nostru este apropierea de Dumnezeu și cea mai mare fericire în cer și pe pământ. Oamenii cred în ce spune Biblia, dar de fapt gândesc numai cu tiparele care li se dau la slujbă, la biserică sau care sunt în norma socială și nu văd altceva decât ceea ce li s-a dat. Restul nu văd când citesc Biblia, nimic. De ce ne îngrădesc în țarc și cum fac asta? Polarizarea ne bagă acolo. Acesta este rolul salvatorului, să ne polarizeze. Este un sistem de verificare a polarizării. Vezi, de fapt, insistența prin care ei repetă. Ceva mai sus, mereu repetat la infinit. Dacă e opusele egale, ieși din matrix. Polarizarea este cel mai periculos lucru. Cred că trebuie răspuns la întrebările obișnuite. De ce e bine, spre exemplu, că bărbații să se uite la Netflix și să bea bere cu băieții? Orice zicem noi că este rău, să spunem că este bine și să aducem argumente de ce este bine, circumstanțe atenuante. Tot ce zicem că nu e bine, este foarte bine. Să spunem de ce este foarte bine. Vindecarea înseamnă să arătăm că acolo unde am zis că nu e bine, nu e drept sau nu e corect, să spunem că este bine și de ce, până ni se pare că este evident bine. Aceasta este vindecarea. Deci trebuie scrise pe un caiet
toate afirmațiile prin care noi spunem că ceva nu e în regulă, nu e adevărat, e defect, e stricat, nu este bine, nu e drept, nu e în regulă, nu e corect, nu e cinstit, nu e adevărat. Și să le inversăm, să aducem argumente inversului și să spunem că este bine tot ce am zis noi înainte că nu e bine și să aducem argumente de ce este foarte bine până ni se pare evident că este bine. Atunci nodul energetic care s-a format prin polarizare, prin absolutizare, se va destrăma. Totul vine de la idoli. Idolatria, tot ce punem noi deasupra și fixăm și absolutizăm, va chema inversul. Și datorită acestor idoli, noi vom spune inversului că este rău. Deci vom spune Dumnezeu, care vine și distruge idolii, că este rău, că nu e drept, că nu e corect, că e defect, că nu e bine ce face. Singura vindecare care se întâmplă este să înțelegem că și acolo este Dumnezeu, că nu avem pe cine să reparăm sau să vindecăm, ci El vine întotdeauna sub forma negativă, opus la idolii noștri și se împotrivește idolilor noștri și îi distruge. Să avem toată siguranța că îi va distruge întotdeauna, prin orice mijloace. Tot ce nu ne place nouă, nouă nu ne place cu ego-ul. Diavolul din noi zice că ceva nu este în regulă. Sufletul zice că totul este bine așa cum este. Sufletul nu e supărat pe nimic, nu se înfurie, nu urește, nu zice niciodată că ceva nu este în regulă, nu e bine, nu e corect, nu e drept. Sufletul acceptă totul ca venind din mâna lui Dumnezeu așa cum este. El nu pune idol pe primul plan, el acceptă viața cum vine, cu plus și cu minus, ca fiind divinul. Asta este singura diferență. Ego-ul, adică diavolul, absolutizează idol. Omul care are idoli absolutizați este de fapt idolatru, este diabolizat. Se închină la satana și nu știe ce să facă ca să fie lui mai bine. Capacitatea de a accepta umilința, înfrângerea și pierderea este înălțare, este iubire de Dumnezeu. Depășirea atracțiilor acestei lumi este apropierea de împăratul lumilor. Fără să respingem mai binele, noi nu ne putem unii cu Dumnezeu, decât în înfrânare, restrângere, reținere, supunere, slujire, sacrificiu de sine, jertfă, lepădare de sine, înfometare, abținere, dăruire. Dumnezeu este jos, acolo unde se strâng apele și nu este și nu a fost niciodată în mai mult bine pentru noi. Tot ceea ce depășește necesitatea este idolatrie și diabolizare. Închinare la diavol. Depinde ce punem noi pe primul plan. Când punem materia pe primul plan, punem ceea ce este secundar mai sus decât ceea ce e primordial și ne opunem Creatorului Universului. Și atunci Dumnezeu trebuie să vină prin necazuri, dureri și boli ca să ne aducă înapoi în neutralitate, în echilibru. Jos de tot. Acolo este vindecarea. Jos de tot. Acolo toate armele cad și rămâne numai iubirea.